Mărit să fie numele Domnului! Rașii surori și textul pe care îl citesc înaintea dumneavoastră și gândurile pe care aș vrea să le prezint înaintea dumneavoastră parcă continuă cântarea pe care am cântat-o împreună cu fanfara. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 10 până la versetul 18 inclusiv. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 10. Cuvântul spune astfel. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerre se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți în îndelunga răbdare a Domnului nostru, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele, sunt unele lucruri greu de înțeles pentru cei neștiutori și, nestator, și, și nestatornici le răstămăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați tărâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. La și suror, nu știu dacă mai vă aduceți aminte de tema generală pe care apostolul Petru prezintă în cea de-a doua epistola lui, Poate că ne-am dus un pic prea mult cu trei capitole din 2 uh, Petru, dar au intervenit și alte evenimente și totuși n-am vrut să renunțăm la epistola aceasta, care e atât de bogată și cred că în contextul în care ne găsim acum, având în vedere situația, vremurile acestea din urmă pe care le trăim, cred că mesajul din 2 Petru, nu numai capitolul 3, din epistola pe care Petru o scrie, a doua epistolă, este parcă tot mai actual și parcă îți lasă impresia că a scris-o chiar într-o într perioadă contemporană cu noi, deși au trecut aproape 2000 de ani de la scrierea aceasta. Tema epistolei este adevărata cunoaștere. Și apostolul vine și spune: Adevărata cunoaștere rezultă dintr-o cunoaștere a Sfintelor Scripturi. Cu alte cuvinte, aș putea spune înaintea dumneavoastră, fără să greșesc, că dacă nu cunoaștem Scripturile, și fac aici o paranteză, eu nu mă refer la o cunoaștere a Scripturilor din punctul de vedere al unei școli academice, a unui seminar teologic. Chemarea specială este doar pentru unii, dar există o chemare generală, aceea de a cunoaște Scripturile, aceea de a ne -a aprofunda în Cuvântul lui Dumnezeu, ca într-un mod devoțional. Fiecare dintre noi avem această obligație, datorie, să cunoaștem Scripturile cât mai bine. De fapt, în a doua epistolă, în capitolul 3, cea care a și generat versetul 1, versetul 2, cea care a și generat cele, titlul acesta al mesajului pe care l-am prezentat în trei serii înaintea dumneavoastră, zice 2 Petru 3 cu 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Ce să se întâmple? Cei care e rezultatul? Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci, ideea este legată de Vechiul Testament, și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin Apostoli, Noul Testament. Cu alte cuvinte, într-un singur verset, într-o singură frază finală din versetul 2, partea finală, avem subliniată valoarea Sfintelor Scripturi. Uitați-vă, vă rog frumos, și la Ioan, capitolul 17, versetul 17. Ioan 17 cu 17 spune, sfințește în adevărul tău, punct și virgulă. Cuvântul tău este adevărul. Două sublinieri vreau să le fac aici. Nu spune cuvântul tău este un adevăr. Pentru că lumea în care noi trăim e o lume care privește totul la modul relativ. Postmodernismul a introdus relativismul, și relativismul spune: Nu există adevăr absolut. Dacă doi oameni sunt și enunță un anumit principiu, posibil amândoi să aibă dreptate. Și deja, în loc de un singur adevăr, sunt două adevăruri. Ori, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, din punctul de vedere al scripturilor, Cuvântul lui Dumnezeu nu este un adevăr. Și lângă el altul, și altul, și altul. Nu. Și Cuvântul tău este singurul adevăr. Putem spune amin. Mărit să fie Domnul. Dar mai mult se referă la Cuvântul lui Dumnezeu scris, la scriptură. Pentru că, dacă ar fi apărut Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul cu amare. Și asta e foarte important cum citim, să știți. Dacă ar fi apărut Cuvântul lui Dumnezeu cu amare, atunci ar fi fost vorba de persoana Domnului Isus Hristos. Dar aici este Cuvântul lui, Cuvântul tău este adevărul cu amic. Și asta este un substantiv. Nu se referă la. Persoana Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, când veți citi de acum încolo 2 Petru, vă rog gândiți-vă la tematica aceasta: atât de importantă, cunoașterea adevărului, cât de vital este, cât de esențial este să cunoaștem adevărul care rezultă, care derivă din Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte ca să prezint înaintea dumneavoastră. Uh, cel de-al treilea subiect, cu aceeași temă, de fapt, în științări care trezesc o minte sănătoasă, vreau doar să vă aduc aminte de primele două mesaje sau primele două sublinieri pe care le-am făcut înaintea dumneavoastră. În capitolul 3, în mod deosebit, Apostolul Petru se ocupă de persoana Domnului nostru Isus Hristos. În prima parte. Vă aduc aminte că am citit prima parte, începând cu versetul 1 până la versetul 9 și am scos în evidență persoana Domnului Isus Hristos în trei aspecte. Pentru că cei care erau și atunci și cei care poate sunt și astăzi, atentează la ceea ce înseamnă persoana Domnului Isus Hristos. Și sunt trei lucruri importante pe care le-am desprins aici din epistolă. În primul rând, atentează la divinitatea Domnului Isus Hristos, la credibilitatea Lui, da? și la misiunea, lucrarea principală pe care Domnul uh, o are, a făcut-o și continuă să facă și o va desăvârși pentru a, la a doua lui uh, venire. Și asta este în prima parte, să zic așa, a capitolului 3, iar uh, în a doua parte, începând de la versetul 10 până la versetul uh, 18, versete pe care le-am citit în această dimineață, înaintea dumneavoastră, ni se prezintă, lucrarea pe care Domnul o face, nu numai persoana Domnului, lucrarea pe care Domnul o face și așteptările pe care Domnul le are, sau atitudinea pe care noi, cei credincioși, mesajul este special pentru cei credincioși, cei credincioși trebuie să o dezvolte în baza lucrării pe care Domnul a făcut-o. Flașii și surori, spune aici versetul 13 din textul citit. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Vreau să pun o întrebare. Noi toți cei care plecând de aici, de la noi, de la cei care suntem la Ambon, venind pe la fanfară și la fiecare, la low ceiling, la cei care sunt la mama și copilul și la fiecare, suntem noi pregătiți pentru ceruri noi și pământ nou? E o întrebare la care fiecare dintre noi ar trebui să-și dea răspunsul într-un mod particular. La urma urmei, care ținta noastră? Duminica trecută am avut botez. Și cu siguranță, de fiecare dată când avem botez, mi-aduc aminte fratele Doru în gândurile pe care le-a spus, botezul nu e nimic altceva decât și un moment de aducere aminte a botezului nostru. Și cu siguranță fiecare dintre noi ne-am dat așa un pic filmul vieții înapoi, ne aducem aminte, eu mă aduc aminte de 17 mai 1992, când m-am botezat împreună cu alt câteva, câteva zeci bune de persoane, și normal că te uiți, au trecut 32 de ani, la alții au trecut 42, la alții 52, sau poate chiar mai mult, sau poate chiar mai puțin. Ei, dar când am intrat în apa botezului, ținta, gândul nostru a fost legat de final, de nimeni n-a intrat în aba botezului să iasă ud afară, ci a intrat în aba botezului în ideea de a avea o finalitate. Iar botezul e început, nu final. Botezul este esențial. Nu se poate ocoli lucrarea aceasta, dar botezul nu este final, e doar începutul drumului, spuneam, drumul mântuirii până în împărăția lui Dumnezeu. Și revin la întrebarea aceasta, suntem pregătiți pentru un cer nou și un pământ nou. Asta spune Scriptura. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou, așteptăm cer nou și așteptăm pământ nou. Mă rog încă de acum ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute pe toți cei care suntem în această zi aici și pe toți cei dragi ai noștri. N-am să limitez mesajul doar la noi cei care suntem aici, pentru că avem și alții dragi pe care i-am dorit în mod deosebit să fie împreună cu noi și aici, dar în special în locul acela. Binecuvântat, amin? Domnul să lucreze în direcția aceasta. De aceea, vă spunem că accentul în epistola aceasta, și mai ales în partea aceasta a doua, de la versetul 10, accentul cade pe de-o parte pe lucrarea pe care Domnul o face, în făgăduința lui, în promisiunile lui, dar și pe atitudinea pe care noi, cei care așteptăm ceruri noi, nou, pentru care ne pregătim, atitudinea pe care va trebui să o dezvoltăm să o avem. Nu dintr-o dată atunci când poate toate lucrurile vor ajunge în faza finală, las că am timp și se schimbă ceva din toată. Nu există lucrul acesta. O să, vedeți, o să vedeți că există ca o progresie pe drumul acesta pe care noi trebuie să mergem până vom ajunge în locul acela binecuvântat. Înainte de a prezenta trei idei pe care vreau să le dezvolt înaintea dumneavoastră, de care fac parte din atitudine și care ne pregătesc pentru ceruri noi și pământ nou, vreau să fac o subliniere, pentru că am înțeles, uitându-mă la epistola aceasta, că de foarte multe ori erezia pleacă din neînțelegerea termenilor scripturali. E foarte important să ne definim termen din Scriptură, să înțelegem foarte clar ce mesaj transmite cuvântul lui Dumnezeu. Se folosește în 2 Petru, în capitolul 3, expresia în versetul 3, Expresia zilele din urmă. Zilele din urmă. Ce înseamnă zilele din urmă? Ba mai mult, textul pe care l-am citit, versetul 10, spune ziua Domnului. Apoi, încă de două ori se repetă expresia ziua. Probabil că în momentul în care noi citim sau în momentul în care noi vorbim, când vorbim de ziua, ne gândim într-un mod automat la 24 de ore. Dacă am fi după rânduia la evreiască, ziua la evrei are doar 12 ore, nu 24 de ore. E și probabil că avem această gândire a noastră un anumit timp foarte limitat, 24-12 ore. Dar aș vrea să înțelegem că Scriptura operează cu totul și cu totul alte noțiuni. Când Scriptura vorbește despre zilele de pe urmă, nu vorbește despre doar câteva zile, ci vorbește de o perioadă. Și momentul în care s-au instaurat zilele de pe urmă este momentul primei veniri a Domnului nostru Isus Hristos. Iar momentul în care se vor finaliza zilele de pe urmă este momentul în care Hristos Domnul va reveni a doua oară. Cu alte cuvinte, scriptura când se referă la termenul acesta generic zile de pe urmă. Și se referă de foarte multe ori, găsim expresia aceasta. În zilele din urmă oamenii vor fi în zile de pe urmă, uh, vor fi vremuri grele și așa mai departe. Ei, Scriptura scoate în evidență o anumită de perioadă de timp, iată, în uh, calculele noastre, aproape 2000 de ani. Ziua Domnului, în schimb, Apare de foarte multe ori în Scriptură. Eu m-am notat aici câteva versete, dar timpul nu o să-mi permită să prezint toate versetele pe care le-am notat ca să ne uităm la ele și să înțelegem. Dar ziua Domnului, de regulă, prezintă un moment special. Nu anumită perioadă. Un moment special în planul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu intervine într-un mod fie direct, fie indirect în lucrarea lui și uitați-vă doar câteva versete pe care vreau Isaia 13 versetul 6 și versetul 9 Isaia 13 cu 6 gemeți că ziua Domnului este aproape ea vine ca o pustire a tot puternic versetul 9 iată, vine ziua Domnului zi fără milă, zi de mânie de urgie aprinsă care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Asta spune Isaia. Dacă vă uitați cu atenție și celelalte cărți ale profeților mari, mici, din Vechiul Testament, scot în evidență aspectul acesta. Dar, frați și surori, ziua Domnului nu este doar o zi a mâniei lui Dumnezeu. Îmi spune Zaharia în capitolul 14 și versetul 1, Iată vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Iată că ziua Domnului este și o zi de biruință. Nu este doar o zi de urgie. Este și o zi de răsplătire, este și o zi de biruință într-un anumit context. În 1 Corinteni, în capitolul 3, versetul 13, iară se referă, iată și Noul Testament vorbește despre ziua Domnului. Și spune, în ziua aceea focul, și aici nu este vorba de focul judecății de condamnare, ci este vorba de focul judecății de răsplătire. Lucrarea fiecăruia va fi dată în ziua aceea, în ziua Domnului, pe față. Dacă unii au construit, au clădit, pe temelia pe care sfinții apostole au pus-o, au pus aur, argint și pietre scumpe, lucrarea aceea va dăinui și aurul, argintul și pietrele scumpe se lustruiesc tot mai bine și devin tot mai valoroase prin încercarea focului, focul de judecată. Dar dacă este lemn, fân și trestie, superficialitate, indiferență, nepăsare, lucrarea se va arde, spune Scriptura. De aceea e important să ne definim și am vrut să fac această subliniere înaintea dumneavoastră pentru că există și confuzie. Vreau să ne definim foarte clar niște termeni pentru ca să înțelegem bine mesajul pe care apostolul îl transmit, corelat, bineînțeles, și cu pasajele din Vechiul Testament și aici încă o subliniere. Ziua Domnului nu înseamnă numai judecată, ziua Domnului nu înseamnă numai biruință, ziua Domnului înseamnă și un moment de revelație. Puneți-mi, vă rog frumos, Apocalipsa 1 cu 10. Vă rog, uitați-vă la Apocalipsa 1 cu 10. Ce zice apostolul Ioan? Zice, în ziua Domnului eram în, în Duhul. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic. Posibil că să nu mai auzim glasul Domnului, că în ziua Domnului nu mai suntem în Duhul. În ziua de închinare pusă de o parte special pentru Domnul, de părtășie, noi nu mai suntem în Duhul. Suntem, nici mai vreau să zic cum. Dar ca să auzi glasul Domnului, e important în ziua Domnului să ai o părtășie deosebită cu El. Și Domnul să ne cuvânteze la locul acesta. Capitolul 3, frați și surori, 2 Petru, capitolul 3, începând de la versetul 10. Pe de o parte vorbește despre lucrarea pe care Domnul o va face dar pe de altă parte este ca o chemare pentru cei care se pregătesc să moștenească ceruri noi și un pământ nou. Trei sublinieri pe care aș vrea să le fac înaintea noastră. Prima subliniere este legată de certitudine. Adică în așteptarea, pregătirea aceasta, pregătiți pentru moștenire, în așteptarea aceea a momentului final, să zic așa, e atât de important să am certitudine că Dumnezeu împlinește toate promisiunile sale. Ca și soro dragii mei. Care este imaginea pe care eu o am despre Dumnezeu? S-a prezentat aici și mi-a plăcut foarte mult și uh, Marc și uh, Darius au vorbit despre Dumnezeul care lucrează, Dumnezeul pe care uneori poate nu reușim să-l înțelegem în limitele pe care noi le avem și de foarte multe ori posibil să ne plăsmuim, așa să ne uh, făurim un fel de Dumnezeu al nostru. Vedeți, cei care contestau, cei care negau divinitatea Domnului, atacau și credibilitatea Lui. Și știți ce spunea? Unde este împlinirea făgăduințelor Lui? unde e împlinirea aceea pe care El a zis că o face? unde e ziua aceea? Dar vine Apostolul și spune în felul următor, ziua Domnului, versetul 10, ziua Domnului însă va veni. Adică un adevărat copil al lui Dumnezeu, un adevărat credincios, care e pregătit pentru ca să moștenească ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Asta e definiția neprihănitului. Este acel om care știe, este cert, este sigur că tot ceea ce Domnul a promis în Scriptură, Indiferent de ceea ce zic alții, indiferent de modul în care se desfășoară lucrurile, indiferent de timpul în care se întâmplă ceea ce a promis Domnul, El știe cu siguranță că mai devreme sau mai târziu tot ceea ce Dumnezeu a promis va face. Amin? Revin la versetul 13, care este ca o contrabalansare a ceea ce zic alții, zice versetul 13. Dar noi, după făgăduința lui, cu alte cuvinte, îmi construiesc modul meu de viață al neprihănitului, îmi construiesc modul de viață pe promisiunile Domnului. Cu siguranță, cu certitudine că Domnul este acela care împlinește toate promisiunile. Ziua Domnului însă va veni. Cred, nu cred, îmi place, nu-mi place, m-am ancorat parcă tot mai mult în dimensiunea materială a existenței mele și nu mai gândesc prea mult la ceea ce se va întâmpla pentru ceruri noi și pământ nou. Ziua Domnului însă va veni cu siguranță. Haideți să vă dau câteva pasaje ca să vedeți care este atitudinea unui adevărat credincios în ceea ce privește relația cu Dumnezeu bazată pe promisiuni. Uitați-vă, vă rog frumos, la Iov. Iov, capitolul 19, versetul 25, spune astfel. Iov 19, 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Frașii și surori, dacă aici o paranteză, lăsați-vă -vă la versetul acesta cu atenție. Iov a fost contemporan cu Avram. Dacă o iau în ordine cronologică, vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă Scriptura, canonul Vechiului Testament, n-am parte de nici nu am, nu găsesc absolut nici măcar o înviere din morț, o lucrare cu totul și cu totul spectaculoasă. Iov trăiește cu 2000 de ani înainte de Hristos. Cu 4.000 de ani înainte de noi. Și eu vine și spuneam o certitudine, o garanție. Pentru că oamenii lui Dumnezeu a fost întotdeauna definiți, caracterizați, frașii și soror dragii mei, de certitudini. Nu de presupuneri, posibil, probabil. Dar știu, zice aici, că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea, nu ai altuia. Sufletul meu tângește de dorul acesta înăuntrul meu. Da, și asta este imaginea unui om care își construiește viața pe promisiunile lui Dumnezeu. Iov a trecut printr-un examen prin care... Niciunul dintre noi poate nu va trece niciodată. Familie pierdută, soție îndepărtată, blastă pe Dumnezeu și mori, bolnav cu o boală incurabilă în vremea aceea. Și totuși, eu vine și spune, viața mea este o viață de siguranță. De ce Iov? Pentru că știu că răscumpărătorul meu și Dumnezeul meu e viu și mă voi întâlni odată cu el. Asta e imaginea. Habacuc, capitolul 2, un text extraordinar. Habacuc, habacuc capitolul 2, versetul 3. Pune astfel. Căci este o prorocie a cărei vrem este hotărâtă. Se apropie, dar împlinirea și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o. Căci va veni și se va împlini negreșit, frașii și surori. Cuvântul Domnului este adevărul. Și în el nu este niciun pic de umbră de mutare și schimbare. Tot ceea ce spune este da. Și amin, și în dimineața zilei de astăzi binecuvântez în numele lui. Un credincios care este în așteptarea zilei Domnului, în așteptarea cerurilor noi și a unui pământ nou. În inima lui locuiește întotdeauna certitudinea, bazată pe toate promisiunile pe care Domnul le-a făcut. Încă un verset pe care aș vrea sau un pasaj pe care aș vrea să vi-l dau și trecem la punctul 2. La un domnului dat Domnul Iisus Hristos în mesajele sale prezintă una din cele mai importante predici, predicate pe muntele fericirilor. Și după ce prezintă fericirile, are o afirmație vis-a-vis -vis de scripturi. Și spune în felul următor în Matei, în capitolul 5, versetul 17 și versetul 18. Să nu credeți că am venit să stric scripturile, spunea Domnul Iisus Hristos. N-am venit să stric legea și prorocii. Legea și prorocii este termen general pentru scripturile Vechiului Testament. Lege, proroci, salm. în altă parte legea, în altă parte legea și prorocii, cum avem în cazul acesta. Aici nu se referă la legea uh, mozaică, la cele 10 porunți sau la cele 613 de percepte ale legii, ci se referă strict la cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am venit să stric legea, n-am venit să stric scripturile, am venit să împlinesc scripturile. Hristos este împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, a promisiunilor. Și în el ar trebui să vedem promisiunile lui Dumnezeu care se împlinesc la timpul potrivit. Dumnezeu are timpul său. Uitați-vă și la versetul 18, și asta este o afirmație extraordinară pe care Domnul o face, pe care ar trebui să mă bazez întotdeauna vis-a-vis -vis de promisiunile pe care le am în cuvântul sfânt. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerurile și pământul, am vorbit despre un cer nou și un pământ nou. Domnul aici nu se referă la cer nou și pământ nou, ci se referă la cerul și pământul contemporan lui și contemporan nouă. Deci câtă vreme încă cerul și pământul e în picioare, înseamnă că și cuvântul lui Dumnezeu și toate promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul. Nu va trece o iotă sau frântură de, slo de slovă. Iota este cea mai mică literă din alfabetul Uh, uh, grecesc. Este virgul aceea. Dar nu va trece nicio frântură de slovă. Frântura de slovă este o bucățică dintr-o literă. De exemplu, diferența dintre E și F. O liniuță asta e frântură de slovă. Diferența dintre T și T, virgula aceea mică. Asta e frântură, bucată din cuvânt, bucată din literă. Cu alte cuvinte, până în cel mai mic detaliu, Dumnezeu va vedea la împlinirea făgăduințelor și promisiunilor Lui. Și zic și în dimineața aceasta, binecuvântat să fie în numele Domnului. Un adevărat credincios, frați și surori, își construiește viața în relația lui cu Dumnezeu și apoi, bineînțeles, aceasta influențează și viața cotidiană și o construiește pe certitudinea că Dumnezeu împlinește toate promisiunile. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez. În așteptarea, pregătiți să moștenim împărăția, pregătiți să moștenim cerul noi și pământ nou, e foarte important să acceptăm modul de lucru al lui Dumnezeu. Acceptăm modul de lucru al lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la versetul 15. Versetul 15 Trebuie înțeles exact așa cum îl prezint aici, mai ales prima parte. Zice, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Am citit cu atenție versetul acesta. Nu știu dacă ați zis când am citit textul, am greșit. Am revenit. Am citit să credeți în îndelunga răbdare. Dar aici nu suntem invitați să credem în într-un atribut al lui Dumnezeu. Și aici suntem invitați să ne definim foarte modul de lucru al lui Dumnezeu. Nu sunt invitat să cred în îndelunga răbdare, ci sunt invitat să cred că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, egal, puneți un egal, este mântuire. Haideți să mă explic mai bine ca să mă înțelegeți. Noi avem de regulă un mod al nostru de a vedea lucrurile. Dar lucrurile nu se desfășoară după modul în care noi le vedem. Și toate lucrurile în jurul nostru se desfășoară după modul în care Dumnezeu le vede. Și Dumnezeu lui Dumnezeu este întotdeauna una dezăvârșită. Leg un pic gândul din această dimineață de ceea ce spunea Marc. Marc venea și spunea, vreau să vă întreb, este cineva între noi căruia îi place foarte mult suferința să ridice mâna sus? Se bucură când suferă? Biblia așa spune, să vă bucurați când treceți. Dar ați înțeles din mesajul lui Marc, că suferința este bună. Punctul nostru de vedere este suferința nu e bună. Pentru că noi avem optica noastră asupra unor lucruri care se întâmplă. Punctul de vedere al lui Dumnezeu este suferința este bună pentru că urmează un plan al lui Dumnezeu, o lucrare pe care Dumnezeu o face. Chiar dacă nu, s-ar putea anumite lucruri să nu ne placă, să ne creeze disconfort, totuși Dumnezeu este acela care este în controlul tuturor lucrurilor. În textul nostru de aici, în, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 15, nu am o invitație în a crede într-un atribut al lui Dumnezeu, deși acceptăm îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și ne pică foarte bine. Și să-L înțelegem pe Dumnezeu în mecanismul lui, în modul lui de lucrare uneori diferit. Haideți să mai dau încă un exemplu. Da? Deci în îndelunga răbdare egal mântuire. Bunătatea lui Dumnezeu egal pocăința noastră. În Romani, în capitolul 2 și versetul 4, partea finală a versetului 4, spune Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, ce face? Te îndeamnă la pocăință. Iată că Dumnezeu în Scriptură îmi definește anumite acțiuni pe care le face, tocmai ca eu să le percep într-un mod corect și să le înțeleg așa cum ar vrea Dumnezeu să fie înțelese. Altfel, e posibil să intru într-o confuzie și să fie o victimă lesne, o victimă ușoară a celor ce nu au aceeași țintă pe care o avem noi. În Romani, în capitolul 1, versetul 16, se vorbește despre Evanghelie și spune Evanghelia lui Hristos egal puterea lui Dumnezeu. Iată, sunt concepte, sunt definiții pe care Scriptura le, le prezintă. Frașii și surori, dragii mei, Acceptarea modului de lucru al lui Dumnezeu nu este ușoară. Pentru că noi avem voia noastră de multe ori care suprapunem voii lui Dumnezeu, avem planurile noastre, avem gândurile noastre, așa mai departe. Vă aduceți aminte că la un moment dat Isaia, în capitolul 55, dacă nu greșesc, spune gândurile voastre nu sunt gândurile mele, ci cât este de departe uneori răsăritul de apus, nimeni nu poate măsura distanța aceasta, atât este de departe gândul meu de gândul vostru. Modul meu de a vedea un anumit lucru poate să fie diametral opus față de modul lui Dumnezeu de a vedea. Eu mai dau un exemplu și trec la punctul 3. Uitați-vă, vă rog frumos, în Apocalipsa la capitolul 6. În Apocalipsa la capitolul 6, tocmai ca să vedeți că noi uneori percepem un anumit lucru și avem o atitudine, dar Dumnezeu are cu totul și cu totul alta, dar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domn. Apocalipsa, capitolul 6, prezintă, începând cu versetul 9, atitudinea celor care erau sub altar, a martirilor, așa i-aș putea denumi. Spune verul următor. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei, aceștia au un dialog, au un mesaj. Versetul 10. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu, care e sfânt și adevărat, Zăbovești să jude și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului Ei dacă m-aș uita, dacă toată scriptura s-ar opri doar la afirmația aceasta Atunci punctul de vedere al lor ar fi acesta Dumnezeu nu-i răzbunător, Dumnezeu nu judecă, Dumnezeu zăbovește, Dumnezeu are alte lucrări Nu ține cont de noi, ne-a uitat, ne-a abandonat și lista ar putea continua frașii și surori Dar intervine Dumnezeu și le spune, voi nu vedeți bine lucrurile, pentru că voi le vedeți din punctul vostru de vedere. Eu vreau să vedeți lucrurile cum le văd eu. Știți ce spune Dumnezeu în versetul 11? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și ar fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. O oh, oh, ce diferență! Dumnezeu zicea, am un alt plan. Lângă voi vor veni și alții. Voi ați vrea să grăbiți, voi aveți o altă imagine. Frați și sorori, ce vreau să scot în evidență în după dimineața aceasta din acest cuvânt al lui Dumnezeu? Pentru noi cei care ne pregătim pentru ceruri noi și pământ nou, în drumul acesta, e atât de important, dragii mei, să acceptăm modul de lucru al lui Dumnezeu, să rămânem sub autoritatea lui, să înțelegem că Dumnezeu ceea ce face, face bine, nu dă greșe niciodată. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu înseamnă uitare Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu înseamnă abandonare Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu înseamnă nepăsarea lui Dumnezeu Ci îndelunga răbdarea lui Dumnezeu egal mântuire Asta vrea Dumnezeu Pentru că Dumnezeu este acela care spune Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lor Cum cred unii Aici ne separăm unii cred într-un fel și alții. Aici nu mă refer la dogmă, ci mă refer la eveniment. Unii cred într-un fel. unde e venirea lui? Toate rămân la fel. S-au ancorat mult în dimensiunea materială. Casă după casă, mașină după mașină. Nu că e rău în așa ceva. Dar cred că mult accent în dimensiunea materială și tot mai puțin în dimensiunea spirituală. Ei, și vine Scriptura și spune... Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci să aibă parte și să fie mântuit, să vină toți la o căință. Și zic și în dimineața aceasta, binecuvântat să fie în numele Domnului. Pregătiți pentru pământ nou și cer nou, sunt aceia care se bazează pe făgăduințele Domnului. Au certitudine că tot ceea ce Domnul a promis va împlini mai devreme sau mai târziu, după programul pe care el îl are. Pregătiți sunt aceia frași și surori care acceptă modul de lucru al lui Dumnezeu, încearcă să definească lucrurile din viață așa cum le prezintă și le definește Dumnezeu. Și în al treilea rând, un al treilea lucru important: păstrarea tăriei spirituale în aceste circunstanțe deosebit de delicate. Versetul 17, ultima parte, spune în felul următor. Da, citeți tot versetul 17. Voi, deci, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stârâți de rătăcirea acestor nelegiuiți prezentat în capitolul 1 și capitolul 2 și să vă pierdeți tăria. Și să vă pierdeți tăria. Mi-am pus o întrebare când citesc textul, în analizam, pentru că Petru Scoate în evidență o dilemă cu care, dacă nu ne o explicăm bine, e posibil să uh, nu o înțelegem iarăși. O dilemă. În 1 Petru, în capitolul 1, Petru spune în felul următor, voi sunteți păziți. Și aici spune, păziți-vă bine. Întrebarea este următoarea. La urma urmei, pe cel credincios, cine îl păzește? A, la un răspuns superficial, rapid, fiecare dintre noi am spune, Păi, Dumnezeu ne păzește. Hai să vedem ce spune Scriptura. Puneți-mi, vă rog frumos, 1 Petru, capitolul 1, versetul 5. 1 Petru 1 cu 5. Spune așa. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, virgulă, prin credință. Înseamnă că în protecția aceasta, în protecția aceasta, există doi factori, două verici care se unesc. Pe de o parte este puterea lui Dumnezeu și pe de altă parte este credința noastră. Vă mă rog rețineți. Pe de o parte este puterea lui Dumnezeu și pe de altă parte este credința noastră. Și nu cred că ar trebui să vă întreb, dar o, o, o fac totuși. Numai gândiți-vă, în lanțul acesta, în verigile acestea două, care este partea mai slabă? E cumva puterea lui Dumnezeu? Înseamnă că e credința noastră. De aceea, apostolul vine și spune în felul următor, atenție, în drumul acesta, pentru un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea. Nu cumva să vă pierdeți tăria. Ce înseamnă să îmi pierd tăria spirituală? Înseamnă să-mi pierd credința. Tot în 1 Petru, în capitolul 5, vine și spune Diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să prindă, răgnește. Dice, împotriviți-vă lui, cum? Tare în credință. Împotriviți-vă lui tare în credință. Iată cât de importantă este credința dată Sfinților o dată pentru totdeauna, o credință bazată pe revelație, pe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci întrebarea cu care am să și închei, frașii și dragii mei, ne putem pierde credința? Și răspunsul este unul singur, da. Vă mă rog, ascultați-mă. Scriptura subliniază aspectul acesta că se poate să nu vă pierdeți tăria, da, se poate pierde, se poate pierde credința. Mă uit și la ceas, este ora 12 și nu aș vrea să abuzez. Probabil că la următoarea intervenție a mea o să vreau să vă explic cum se poate pierde credința. Nu numai plecând de la 2 Petru, capitolul 3, dar aducând înaintea noastră și alte pasaje care scot în evidență aspectul acesta. Din moment ce Scriptura subliniază că se poate pierde și atunci în drumul acesta spre finalitate, Rempărăție. Da? Doar un singur gând. Spune versetul 18. Creșteți în harul și cunoștința Domnului. Urmăriți o progresie spirituală. Cum? Mă duc în 1 Petru, în capitolul 1. Spune în, în, în 2 Petru, capitolul 1. Spune în felul următor. Dați-vă și voi toate silințele. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa neroditori. De aceea, cu atât mai mult versetul 10, căutați să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă veți face așa, nu veți aluneca nu vă pierde niciodată credința și zic, Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Să credem în promisiunile Domnului, să acceptăm modul lui Dumnezeu de a lucra divers de modul nostru, dar cu gândul că Dumnezeu întotdeauna lucrează bine și în al treilea rând, să nu ne pierdem cumva credința în drumul acesta pre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Frați și surori, vom încheia timpul nostru de părtășie din această dimineață printr-o rugăciune. Vrem să-i mulțumim Domnului pentru faptul că a fost alături de noi, ne-a binecuvântat și nu să urmărim epistola a treia, a doua epistolă, capitolul 3, modul în care Apostolul Petru ne învață ce